Pe perioada stării de urgență, circuitul de internări și de prezentări la UPU de la Spitalul Județean de Urgență Buzău a cunoscut o schimbare radicală. Sunt mai mulți factori care au condus la o adresabilitate mai mică față de perioada de dinaintea pandemiei. Pe de o parte, măsurile speciale de limitare a internărilor trasate de Ministerul Sănătății s-au regăsit în saloanele de pe mai multe secții, aglomerate de obicei înainte de starea de urgență. Pe de altă parte, a fost și teama multora de a apela la serviciile medicale din spital, din cauza riscului de infectare cu COVID-19. În acest context, numărul internărilor din această perioadă s-a redus semnificativ. În ceea ce privește spitalizarea continuă, numărul acestora în aprilie, față comparativ cu luna aprilie 2019, a fost de 60%. Deci e clar o scădere, atât de frica de a veni într-o unitate medicală, cât și amânarea controlul pacienților care nu reprezintă într-adevăr o urgență și puteau fi programați. Bilanțul de la secția UPU este și mai grăitor în privința situației reale a cazurilor medicale ce trebuie tratate în regim de urgență. Media de prezentare zilnică de dinaintea pandemiei a fost dată peste cap în perioada stării de urgență. Statisticile arată că urgențele s-au redus la jumătate. Într-o zi normală, când nu era pandemie, aveam pacienți în jur de 180-220, inclusiv cu copii. Pe starea de urgență, media a fost undeva la 100, deci la jumătate. Multe dintre cazurile care nu au ajuns la urgențe au fost tratate de medicii de familie sau la cabinetele particulare, ori în ambulatoriile de specialitate. Dovadă că atunci când se dorește, mulți dintre pacienți nu trebuie să meargă direct la UPU, aglomerând secția inutil. Soluția tratării în sistemul de medicină primară trebuie învățată și din experiența pandemiei, spun reprezentanții celei mai mari unități spitalicești din județ. E clar că au preluat și medicii de familie, dar pe de o parte se vede realitatea că nu sunt toate urgențele care vin la UPU și în Spitalul Județean, în spitalele județene, numai în Spitalul Județean Buzău. Deci e clar că prezența la UPU, cam asta ar fi realitatea. 50% din cât ar veni de zi cu zi pentru orice afecțiune, pentru orice consult, sărind etapele medicul de familie, ambulatoriu și UPU. Odată cu măsurile de relaxare din perioada următoare, Spitalul Județean de Urgență va redeschide toate cabinetele din ambulatoriul de specialitate, păstrându-se, în schimb, toate măsurile de protecție pentru pacienți.